Sunt două săptămâni astăzi, doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am regăsit la Exces de Putere de când am aflat despre ororile de la Caracal. Ce știm în acest moment și mai ales care sunt lucrurile la care anchetatorii n-au răspuns? Unde este Luiza? Ce probe au anchetatorii cu privire la ea? Vorbim în această seară, în primul rând, cu omul care a spus din prima clipă, din 26 iulie, avem de a face cu un criminal în serie, motivat sexual. Pentru mulți, la momentul respectiv, erau multe semne de întrebare. Profesorul Dr. Tudorel Butoi este invitatul meu în prima parte a emisiunii. Dumneavoastră sunteți, domnule profesor, bună seara, cel care spuneați și reiau cuvânt cu cuvânt afirmația dumneavoastră din 26 iulie când nu se dezmeticiseră anchetatorii. Este un psihopat criminal în serie motivat sexual. Ce probe aveați atunci? Ce elemente aveați încă de atunci? E formularea corectă, domnule profesor? Da. Sigur că aș putea să pun întrebarea doar în cheia celor 35 de ani de expertiză pe care o aveți în domeniul criminalisticii și o să folosim inclusiv experiența dumneavoastră, pentru că îmi spuneați că sunt cazuri care anchetatorilor le-ar fi putut arăta pașii încă din prima zi. Da. Faptul că s-a profilat din prima un psihopat sexual criminal în serie a fost dedus din modul de operare. Ce e modul de operare? Modul de operare este o activitate a cuiva cu grad ridicat de repetitivitate și constanță prin care, atenție, el, psihopatul sexual, tâlharul, hoțul și așa mai departe, ajunge la succes. Și cu alte cuvinte, mi-a fost foarte ușor să-mi imaginez etapa 1, acostarea, în momentul în care a intrat în mașină. Mașina capcanată, nu poți să mai deschizi să ieși, transportul, abuzul sexual, crima în aceeași zi, și la momentul respectiv nu știam. Dumneavoastră sunteți singurul care a știut asta, domnule profesor, pentru că anchetatorii mergeau pe varianta traficului, din că nu mărturisise nimic, ca atare, la momentul acela nu aveam crimă. O să vă întreb dacă în acest moment avem elementele crimei. Două elemente avem astăzi, adică două crime. Pentru că modurile de operare s-au suprapus la copy-paste, exact în sensul în care afirmam, atât pentru Alexandra, cât și pentru nefericita Luiza. Omul este zguduit rău de tot, ca să pot să intrăm într-un limbaj din ăsta mai popular. Ucide în aceea zi, e lipsit de scrupule. S-a ocupat de treaba aceasta un savant, criminolog, unul Jean Pinatel, criminologie. Ce spune francezul ăsta? Dom'le, psihopatul sexual nu are sentimentul milei? Milei, nu e milă, compasiune, zero. Nu are sentimentul rușinii, este impulsiv, irascibil, agresiv și labil, emoțional, trece repede la act. Noi aveam atunci un sentiment al milei, că s-ar fi dus să-i cumpere fetei crema cu care s-o dea pe răni. Ce se întâmplă? De-a lungul anchetei și discuțiilor și așa mai departe, acest psihopat sexual va da dovadă de foarte multă abilitate. Deci noi vedem finalul, ucide și incinerează. De unde l-a apucase pe el grija ca să, să ungă cu alifii rănile? Alea au fost pentru a liniști fata. Pentru că există și ne ascultă psihologii un sindrom, sindromul Stockholm, în care victima, constrânsă de astfel de împrejurări, începe ușor, ușor să pactizeze cu criminalul. Are nevoie de apă, criminalul de apă, are nevoie de necesități fiziologice, acesta o ajută, are nevoie să-și panseze niște răni, acesta face. Toate aceste lucruri sunt fațade. Acest individ, și să mă asculte studenții mei care lucrează în parchete, în poliție, în DICOT, ăsta are, dragii mei, ca conduită pivot inducerea în eroare permanentă a anchetatorilor cu explicații contradictorii și confuze pentru a vă zdruncina
modul în care percepeți fapta în oportunitățile câmpului. Ați înțeles? Ba am aruncat un volt, ba n-am aruncat un volt, ba am dus-o la o margine de pădure, ba am ars-o în... Ajungem și aici, că o să da. Vă întreb de ce a făcut asta, dar doamnelor și domnilor, am avut așa, deși lucrurile pe care le spune domnul profesor sunt de această gravitate, am avut un mic zâmbet pentru că lui, așa, la o mică căutare, îl întâlniți pe profesorul Butoi, pentru că noi apelăm la domnia sa de foarte multe ori. Dar când te uiți așa, numai la o mică recomandare, șef al laboratorului psihologic de detecție a comportamentului simulat și tocmai a făcut trimitere la elevii, la studenții pe care i-a avut. Să sperăm că unii dintre ei au fost foarte atenți atunci când au învățat atenți. De la dumneavoastră, fie că au lucrat cu dumneavoastră, fie că v-au fost Să fie doar foarte studenți. Atenți, domnișoara Oana, să nu-mi trezească sentimentul că ar fi trebuit pe unii din ei să-i las repetenți. Pentru că testarea la poligraf astăzi, în condițiile acestui individ care este psihopat, care este încărcat emoțional din timpul la anchete, el a răspuns la întrebări, a fost întrebat, a dat explicații și așa mai departe, o va conduce la diagrame poligraf toxicizate. Păi nu se grăbise răi, domnule profesor, să-l aducă la Chiar București zi, ca să-l testeze? Chiar a doua zi. Și spuneți că obțineau ceva cu asta? Absolut nimic. În întreaga mea carieră, cred că m-am întâlnit de vreo 10 ori cu pretenția șefilor. Testez, faci, dregi. Du-te la plimbare. Hai. De ce? Ia praf de mers. Păi cum să pot să fac un lucru care mă poate duce la nedreptățirea persoanei? Să presupunem că persoana e nevinovată. Datorită anchetelor și încărcărilor excesive emoționale, o să-mi dea reacții. O să raportez prezența reacțiilor la întrebările critice. Vedeți în ce eroare mergem? Să presupunem că este vinovată. Dar datorită anchetelor care s-au întâmplat, iată, stema 20 a zi și așa mai departe, s-a descărcat emoțional, adrenalinic, știu ei despre ce e vorba și nu-mi dă reacții. Deci nu apuc să le predau astora lecții, au tratatul de psihologie judiciară, au investigația psihologică a comportamentului simulat, care vizează exact tehnica poligraf, să pună mâna să citească. Vineri, la 6 dimineața, când au pătruns în casa lui Dincă, domnule profesor, și vreau să vedem niște imagini cu acest om. Aveau așa, chipul lui Dincă, rânjetul lui, la un moment dat, aveau apelurile Alexandrei la 112 și elementele pe care ea atât la momentul 6 dimineața, potrivit documentelor, nu potrivit surselor, potrivit documentelor oficiale pe care noi le-am prezentat, raportul Ministerului de Interne și raportul celor două procurare trimise de procurorul general interimar să facă o minimă anchetă. Haideți să vedem câteva dintre imaginile cu Dincă. Pentru că expertiza dumneavoastră, dacă ar fi fost folosită de studenții dumneavoastră, de aici bănuiesc că ar fi plecat ce ai văzut la fața locului, ce ai văzut despre acest loc, Casa Groazei, cum i-am spus noi, și ce ai văzut la Dincă. Îi rog pe colegii mei să ne dea aceste imagini în video, să vedem acele expresii de pe chipul lui. Sunt teorii cum că albul acesta al ochilor numai la criminali se întâlnește, e adevărat? La criminali, în momentul în care mărturisesc fapta, împovărați de eșecul pe care îl întâmpină, de teama, de pedeapsă, de realizarea catastrofei pe care a finalizat-o, are loc o mătuire a ochilor, în sensul că strălucirea ochilor pe care o avem toți este mătuită, este într-o ceață, nu are chestiuni de culoare. Doar mătuirea aceasta a ochilor de fiecare dată m-a pus în gardă. Ce se întâmplă? În ce privește analiza asta psihocomportamentală... Iată aceste fotografii puse în paralel. Un Dincă tânăr la această nuntă și Dincă cel... Iată, tot imagini din anterioare acestei epoci, pentru că atunci când o să vorbim de cazurile trecute de criminali în serie în România, am întâlnit eu, făcând minima mea cercetare, un caz în care s-a apucat de la 49 de ani în sus de crimă. Că te întreb de când. Omul acesta e descris de familia lui
ca un om normal, grijuliu cu copiii și citesc din avocatul său, primul său avocat, Bogdan Alexandru. Am vorbit cu soția, cu fica, cu unul din fii. N-a fost așa cum s-a auzit. A fost un tată bun care a muncit, care a avut grijă de familie, s-a ocupat de educația lui și a luptat foarte mult să facă studii superioare. Ce poate transforma un astfel de om într-un atât de crud, feroce criminal, dacă se va dovedi că este așa cum el însuși a mărturisit? Este vorba de bioinstinctualitate, care este firul roșu al fiecăruia dintre noi. Din punct de vedere bioinstinctual, suntem robii comportamentelor hedonice, adică de plăcere. Ne place alcoolul, ne place libertatea, ne place țigara, ne plac jocurile de noroc, ne place sexul. În momentul în care frâna vis-a-vis de autocontrol în sensul stăpânirii bioinstinctualității sexuale, și fac o paranteză, e cea mai puternică, e cea mai de năstăvilit, nu poate fi manageriată, nu? Atunci, acest psihopat sexual, care are familie, care are botez, spune pe acolo ce face el pe acolo, etc., este exact Richard Kuklinski, care are 99 de crime de genul ăsta în Statele Unite ale Americii, și în care despre profilul lui psihologic, începând cu familia, cu cei 4 copii, lumea din jur și așa mai departe, avea numai referințe bune. De alminteri, și el spune, pentru mine familia a fost totul. Deci poate să fie o astfel de dedublare totală? Sigur că da. Un dincă amabil cu vecinii, care are o viață socială normală, se ajută, îi cheamă. Ca dovadă și din experiența mea, până în 11 criminali în serie în generația mea, a căror activitatea a fost oprită la Poliția Capitalei, și îmi salut toți colegii, absolut oameni speciali, au avut familii. Familii, prietenii, viață dublă, nu se știa de ei, nu toți. Cred deci că nu trebuie să fi pătimit el în copilărie, să fi fost victima unui tată abuziv sau... Sunt explicații psihanalitice și psihopedagogice. Dar pe noi, dacă dumneavoastră sunteți de acord și telespectatorii ne mai suportă, ne interesează ce trebuie să facem, cum să preîntâmpinăm astfel de lucruri și ce se putea face în această anchetă. Domnișoara Oana, deci ne ducem acolo, da? Păi și noi ne apucăm să audiem martori acum? Martorii, îi audiem acum, peste 3 săptămâni suntem nebuni la cap. În aceea seară, vecinul din dreapta, din stânga. Care, domnule profesor, până la 11 noapte, ei n-au știut că e dincă, am căutat un BMW. Ei n-au făcut dosarul pe ce spunea Alexandra, pe viol, au făcut pe lipsire de libertate. E problema. Da, o să vă întreb ce e de făcut. Care va fi lămurită. Vă mai întreb ceva acum în legătură, da, cu profilul lui. Sunt acum audiate femei din vecinătatea casei, din Caracal, care spun că le mai oferise bani, momindu-le pentru servicii sexuale. Acestea erau niște criterii? A avut internările la psihiatrie? Erau niște elemente? Este o persoană prolixă. Și în ceea ce privește sexualitatea, ne ascultă lumea. Sexul și prestația sexuală este astăzi o marfă în întreaga lume. Nu se mai miră nicio femeie în momentul în care e provocată de unul ca ăsta pentru raporturi sexuale, pentru traficarea asta, și plătită. Acest lucru nu mai există în zona mirării. Numai la noi în țară, apropo de curajul legiuitorului, când vezi că în Germania, în Olanda, în Austria, în America, într-o grămadă de alte țări, că nu m-am apucat eu acum să le fac inventarul, este liberalizată activitatea de tip sexual. Ce te doare, mă, să iei aceste fete care n-au casă, n-au surse de existență, sunt frumoase și au singura lor posibilitate să se întrețină pe ele, copiilor și așa mai departe, în mod civilizat, să se înscrie la primărie acolo. Asta e discuție lungă, că noi nici nu permitem, nici nu interzicem. Păi, dar sigur că vreau da. Să vedem ceva ce dacă anchetatorii ar fi făcut. Ia să n-au vedem. Făcut-o la început, domnule profesor, a făcut-o colega noastră, Georgiana Morgilă, să se ducă repede să ia imaginile de pe camerele supraveghere. N-au făcut-o zile în șir, unele s-au pierdut. Haideți să vedem ultimele momente, cele din ziua
crimei, spun crimă pentru că Dincă spune că aceea este ziua crimei și că ar fi ucis-o pe Alexandra în momentul în care a prins-o asupra telefonului. Și vedem traseul refăcut de Georgiana Murgilă potrivit acestor camere de supraveghere. Ora 8 și jumătate, îi rog pe colegii mei să pregătească acest moment ca să ținem pasul împreună. 8 și jumătate, iată, este momentul în care Dincă pleacă de acasă. Haideți să vedem și în video la acest colaj de pe camerele de supraveghere. Pleacă de acasă, își parchează mașina în fața acelui autocar și aruncă un șervețel cu bijuterii, spun pe surse anchetatorii și martori care de pe camerele lor de supraveghere ar fi verificat această scenă. Pleacă ulterior la Craiova, cumpără cartela de pe care sună familia Alexandrei și